Obligați să-și microcipeze animalele de companie, botoșănenii nu prea s-au înghesuit la medicul veterinar. Cei mai mulți au fost reticenți când au auzit inițiativa. Și dacă pentru unii posibilitatea amenzilor a fost decisivă, pentru ceilalți nu e un motiv îndeajuns de convingător. Mai ales că au la dispoziție încă 8 luni de zile până când vor putea fi sancționați. În principiu nu sunt de acord, pentru că mă gândesc că este îngrădită o libertate, ca și nouă persoanelor, cum nu ne-ar plăcea să ni se facă așa ceva, cred că nici lor. Asta este părerea mea. Da, și mai aveți prieteni sau care au câini și sunt de aceeași ei ce? În general, cu cine am mai discutat, tot sunt un pic reținuți în privința asta. Încă nu au făcut și sperăm să nu trebuiască, da, să facem lucrul ăsta. De cealaltă parte, sunt stăpânii care nu văd nimic în neregulă cu inițiativa. Nici ei însă nu au apucat să treacă pe la cabinetul unui medic veterinar, dar spun că o vor face. Inițiativă foarte bună, na, eu așa zic. Ne ajută și pe noi și primăria, sau cum, că dacă ferea Dumnezeu îl pierzi, îl poți găsi după microcipul ăsta, nu? Da. Și nici nu poți să-l mai abandonezi, să-l ieși pe stradă. Adică îl ieși, îl crești și îl dai afară ca exact ca pe un copil, cum îl dai afară din casă, știi? Exact. Dacă are microcipul ăsta, oricând îl poate găsi pe stăpân, știi? Da. Da, în restul... Adică sunteți de acord? Sigur că da, sigur, sigur. Și din ce știți dacă mai aveți prieteni care au câini, sunt și ei de aceeași părere? Am, la bloc sunt, majoritatea au căței, tot așa micuți, da. Da, e foarte bine. Dar eu acum plec în Germania la băieți, când vin înapoi, atunci o să mă duc, că trebuie să-i fac și un tratament și atunci o să-i pun și microchip. Legea a intrat în vigoare în martie anul trecut, prevedea inițial ca microciparea să fie făcută până la 1 ianuarie 2015. Deoarece majoritatea posesorilor erau susceptibili de amendă, șefii de la Autoritatea Sanitar-Veterinară au emis un nou termen, 31 decembrie 2015. Stăpânii au obligația că în momentul în care se prezintă cu cățelul la vaccin, să-i pună și microchipul, se eliberează un carnețel cu un carnet de sănătate cu serie, se bagă într-o bază de date, într-o bază de date care este la nivel național, REX-ul, Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân. Microchipul nu afectează sănătatea cățelului, nu dăunează, dimpotrivă, dacă îl pierde, cățelul poate fi ușor găsit. În momentul în care apare la orice alt cabinet și este scanat și apare baza, apare numărul de microchip, când intră doctorul care intră în baza de date, imediat găsește cine e stăpânul, îl poate recupera mai ușor. De exemplu, dacă îl pierde prin oraș cu ajutorul microchipului, îl poate găsi, adică... Dacă îl găsește cineva și poate... Nu, dar așa nu este cu GPS. Amenzile sunt cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, iar microciparea costă între 10 și 100 de lei. Până în prezent, nici măcar jumătate dintre stăpânii din județ nu și-au microcipat animalele de companie. Sunt de acord. Да.